E destul de dificil, că te uiți la el și ce e ăsta? Butoi, de fapt, butoi de stejar. Eu, deja termenul baric, multă lume nu știe ce înseamnă. Bine, noi spunem baric pentru că este denumirea dată de francez, de fapt delimitează cantitatea, vorbim de butoiul ăla de 225 de litri sau 300. E și o poveste interesantă aici, francezii sunt foarte mândri de volumul ăsta de 225 de litri sau 300. Pe vremuri, în evul mediu, erau butoaie foarte mari, de 900 de litri și erau greu de transportat, erau butoaiele de transport. Și a venit cineva și a zis, hai să simplificăm. Și a împărțit 900 la 4, s-a obținut 225 în Bordeaux, la 3, mă rog, în Burgundia, butoaiele ceva mai mari, baricurile mai mari, de 300. Ce au constatat? Odată vinul a ajuns la destinație, pentru că distanțele astea nu erau atât de simplu de străbătut. Mai ales de mult, luni, da. Așa, și a făcut lucrul ăsta pentru că erau greu de transportat, corăbii, căruțe și așa mai departe. A văzut că vinul este dintr-o dată mai bun. După ce a mers, știu eu, 2 luni, 3 luni în butoiul ăla, ce s-a întâmplat? Vinul a avut o microoxigenare, a avut o comuniune, o comunicare cu butoiul de stejar. De la el a preluat niște informații. De asta avem, vorbim de vanilie, ciocolată la anumite vinuri, pentru că sunt luate din doaga asta a butoiului de stejar. Deci asta se întâmplă cu vinul. Este, dacă vrei, o educare a vinului, care, o școală a vinului care se întâmplă în butoiul ăsta de stejar. Preia informații de la baric.